Ziua de 8 mai este dublă sărbătoare pentru multe țări din lume. În această zi este marcată înființarea Societății de Cruce Roșie și Semilună Roșie și sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Cu această ocazie, în incinta școlii primare din orașul Glodeni, a avut loc întâlnirea veteranelor și a văduvilor de război cu generația tânără. Mai multe detalii au colegii mei în reportajul următor. Anul acesta se împlinesc 151 ani de la înființarea Societății de Cruce Roșie și Semilună Roșie și 65 de ani de la sfârșitul celui mai crunt război din istoria omenirii. Crucea Roșie contribuie zi de zi la realizarea cu succes a programelor umanitare, dar realizarea acestor activități este de neconceput fără participarea tinerilor voluntari. Красный крест родился на поле боя, поэтому все волонтеры и учащиеся будут чтить сегодня память и будут уважать и чествовать ветеранов войны и вдов войны. Pentru mine asta înseamnă să ajut pe oameni, să-i aducem acasă mâncare, că ei nu pot să îmbă. Для меня волонтерство – это в первую очередь… Волонтер – это значит доброволец, значит человек, который по доброй воле делает какие-то хорошие поступки. Быть волонтером – это очень хорошо. Adunați la sărbătoare, veteranii și văduvile de război și-au adus aminte de momentele tragice prin care au trecut. Bătrâni, bolnavi și neajutorați, pentru ei ziua de 9 mai reprezintă libertate, bucurie și totodată lacrimi pentru cei care au căzut pe câmpul de luptă. Viața în mai este mine foarte mult înțeaie, pentru că, если бы не победили мы в той войне, ну, я-то уже была, мне 8,5 лет было в 41-м году, где-то около 9 лет, и я всю войну видела, и бомбежки, и пожары, и чуть жива осталась, и голые, и босые, и мерзли. И сколько полегло наших людей, это 20 миллионов только официально, за то, чтобы мы не были под игом гитлеровским, фашистским. День Победы для нас счастье. Счастье – это первое то, что остались живыми. Это первая очередь. А вторую очередь уже и День Победы – это мы освободили, считай, всю Европу. Dacă veteranii au retrăit pe pielea lor cruzime celor 4 ani de război, atunci generația tânără au auzit-o din spusele bunilor și străbunilor, au citit-o din manualele de istorie. Însă, pentru fiecare din noi, ziua de 9 mai este sărbătoarea victoriei. Ziua de 9 mai are o semnificație mare pentru mine. Ziua aceasta semnifică biruința ostașilor căzuți pentru țara Moldova. Pentru mine, 9 mai înseamnă că eroii și-au dat viața pentru noi, ca să avem o viață mai bună, frumoasă. Pentru cei 15 veterani și văduve de război au fost pregătite pachete cu produse alimentare, iar copiii de la instituțiile de învățământ au pregătit un concert dedicat participanților celui de-al doilea război mondial. Marina Lazar, Mihai Moldovanu, pentru știri.